Începând cu anul 1996, peste tot în lume, în data de 23 aprilie, se sărbătoresc Ziua Bibliotecarului și Ziua Mondială a Cărții la inițiativa UNESCO. În țara noastră, din anul 2005, ziua de 23 aprilie a fost declarată Ziua Bibliotecarului din România, iar la 23 iunie 2014, președintele României de atunci a semnat decretul pentru promulgarea legii privind declararea datei de 23 aprilie, drept Ziua Cărții. Biblioteca Universității Politehnica Timișoara, cea mai modernă din țară, a ținut să marcheze această zi oferind utilizatorilor, studenți și cadre didactice posibilitatea de a îmbrăca pentru o zi haina bibliotecarului, pentru a afla cum se fac cardurile de acces, cum se caută în catalogul electronic, cum se fac împrumuturile de self-check sau cum se accesează bazele de date. Chiar și rectorul UPT, conferențiar universitar doctor inginer Florin Drăgan, a îmbrăcat tricoul cu Astăzi eu sunt bibliotecarul tău, surprinzându-i pe studenți prin apariția la pultul de înregistrare de la Biblioteca UPT. Tot în 23 aprilie, la Biblioteca ca UPT a fost organizat workshopul Digitizare și depozit digital adresat tuturor bibliotecarilor din județul Timiș, urmat de o vizită la Departamentul de Mecatronică al Universității Politehnica Timișoara, unde are loc procesul de digitizare a cărților. Evenimentul a avut rolul de a sublinia importanța digitizării, dar și munca uriașă din spatele acesteia, în biblioteca Universității Politehnica Timișoara. Digitizarea a început în 2019, iar de atunci peste 550 de titluri au ajuns în depozitul digital însumând circa un milion de pagini. În prezent, Biblioteca UPT are în depozite peste 350.000 de titluri de carte.